lansată în China în data de 24 mai 2022 și apare în România o săptămână mai târziu. Dual Store reușește să o aducă în stocuri într-un timp record și cred că este de apreciat. Micul gadget are destul de mulți fani și este popular. Haideți să vedem acum cu ce vine nou versiunea 7, ce s-a schimbat și o parte a funcțiilor integrate. Am spus o parte deoarece sunt foarte multe și aș plictisi dacă le-aș arăta și explica chiar pe toate. Am să le sintetizez și să le prezint pe cele mai importante, iar dacă sunteți aici numai pentru a afla despre aplicația dedicată, rămâneți până la final și veți afla inclusiv despre aceasta. Și nu puteam să începem decât cu începutul, adică cu ambalajul. Observăm unul de bună calitate. Nu știu cât de mult contează cartonul din care este fabricată cutia, dar vă spun că prima impresie contează și mie îmi place. Arată premium, inclusiv ambalajul. Poza cu brățarea este ușor în relief, iar în interior găsim manualul de utilizare, care este mai greu decât produsul, și cablul de încărcare cu portul magnetic. Cam atât în cutie. Mi Band 7 este comodă, finisată bine de tot și, da, arată premium. Deloc nu mi-a lăsat impresia unui gadget făcut la repezeală sau necizelat. Mecanismul de închidere este metalic, o capsă care intră ferm în găurile curelei. Și sunt multe găuri, nu contează dacă ai închetura mâinii mai mică sau mai mare, cred că se va potrivi. Brățara este detașabilă, probabil vor apărea la vânzare și modele mai colorate. Rezistentă la apă, adică puteți face duș cu ea sau să vă aruncați în piscină. Sistemul de operare este complex și complet, clar peste ceea ce vedem pe versiunile anterioare. Bateria a fost îmbunătățită și chiar ține mult și bine, ecranul are o diagonală mai mare și este absolut superb. Un AMOLED de 1,62 inch cu rezoluție 192x490 pixel și densitate de 326 pixel per inch. Interfața se controlează simplu, swipe sus-jos, stânga sau dreapta. Nu există niciun buton, nu-l căutați, nu există difuzor, nu există cameră sau microfon. Are funcție de vibrație și multe setări pentru display în meniu, inclusiv iluminarea permanentă sau un screensaver. Modurile de afișare nu sunt chiar multe în meniu, adică fețele ce pot fi aplicate, dar trebuie să aflați că ele sunt editabile. Nu am găsit altele nici în aplicația de pe telefon, probabil vor apărea dacă va primi un update. Răspunsul la atingere este bun, adică interfața reacționează rapid, dar nu este extrem de fluentă, nu o vei simți ca și cum ar avea o rată de refresh superioară, însă nici prețul micului produs nu este unul superior. Dacă o asociem cu telefonul, vom primi inclusiv notificările aplicațiilor, mesajelor sau atunci când primim un apel. Mi-a plăcut că putem citi toate notificările și că putem derula pe display. Apreciez că apar și pictogramele aplicațiilor care trimit notificări, brățara vibrează când primim noutăți. De apreciat și datele meteo pe care le oferă, alegem orașul și vedem prognoza detaliată pe o săptămână, temperatura actuală, viteza vântului și alte statistici interesante, destul de multe. Există control pentru playerul muzical al telefonului, îl putem căuta dacă l-am pierdut prin casă, avem posibilitatea de a controla chiar și aplicația YouTube de pe smartphone. Pentru a ajunge să răsfoim aplicațiile sau să intrăm în setări, este de ajuns un simplu swipe de jos în sus. Aici dăm de toate aplicațiile pentru monitorizarea sănătății, brățara putând afișa în timp real anumite valori și chiar le culege pe tot parcursul zilei. We'll be right back.
Sunt peste 100 moduri sport, toate editabile și destul de complexe. Te analizează chiar și atunci când joci șah. Dacă porniți o activitate și este greu să o opriți, trebuie să știți că se apasă lung pentru câteva secunde pe butonul de stop. Tot ce înregistrează vedeți în timp real pe telefonul mobil și cu siguranță există un mod sport pentru fiecare. Nu avea cum să lipsească alarma, cronometrul, funcția de căutare a telefonului, temporizatorul, lanterna, analiza somnului, a pulsului, a nivelului de oxigen din sânge și lista poate continua. Dacă ești doamnă sau domnișoară, vei găsi chiar o zonă cu un calendar al menstruației. Nu am intrat în amănunt, vă dați seama că habar n-am despre ce este vorba. Rățarea poate fi setată în limba română și meniul aplicației Mi Fitness de pe telefon este în limba română. Las link cu alte detalii despre aplicație și în descrierea acestui clip. Poate găsiți acolo răspunsurile la anumite întrebări sau dacă nu reușiți să faceți anumite setări. Aplicația Mi Fitness este complexă, foarte multe opțiuni, inclusiv unele ce țin de utilizator. Cu toate că brățara nu are un modul GPS integrat, se folosește de telefon pentru a vă arăta pe unde v-ați plimbat. Avem la dispoziție o mulțime de opțiuni ce pot fi activate sau dezactivate, statistici, istoric al măsurătorilor, date despre sănătate, antrenamente și așa mai departe. Foarte complexă și bine pusă la punct. Pentru a o asocia prima dată cu telefonul, o scoateți din cutie și o puneți la încărcat câteva secunde. Așa activăm display-ul pe care va apărea un cod QR. Îl scanăm cu telefonul mobil, descărcăm aplicația și începem asocierea. Eu am folosit ca regiune Malaezia. Cu România nu am reușit momentan, dar am înțeles că va primi și suport pentru țara noastră în curând. Dar nu prea contează ce țară sau legiune alegi, mie mi-a funcționat perfect și cu Malaezia. Asocierea inițială durează chiar și peste 10 minute, trebuie să țineți ambele dispozitive apropiate, conectivitatea Bluetooth să fie activată pe telefon. Va trebui să monitorizați și ecranul brățării din când în când, deoarece va trebui la un moment dat să bifați că sunteți de acord să se împerecheze și trebuie să fiți în general atent la informațiile ce apar pe micul display. Apoi brățara își va face un update de soft, durează și acesta cam 10 minute. La final totul este ok și puteți începe să o utilizați. Mie mi-a plăcut această brățară fitness, este o evoluție destul de mare față de generațiile trecute. Mai complexă, ceva mai rapidă și un display mult mai bun. Funcții în plus, mai moderne, mai elegante și mai actuale. Dacă doriți să o cumpărați, găsiți link în descrierea acestui clip. La momentul filmării, cei de la Dual Store o aveau în stoc.